Dicționar creștin ortodox. Proscomediar. Acest cuvânt vine de la termenul grecesc proscomizo, care înseamnă a aduce. Respectiv, proscomediarul este masa pe care e săvârșită slujba de pregătire a sfintelor daruri numită proscomidie. Apariția acestei mese este legată de evoluția rânduielii proscomidiei. Aproximativ prin secolele 13-14, rânduiala proscomidiei era săvârșită într-o nișă sau pe o măsuță specială. În tâlcuirile sfintei liturghii, rânduiala proscomidiei e legată de nașterea Domnului Hristos. Din acest motiv, în zilele noastre, la proscomediar, se pune icoana nașterii Domnului, iar proscomediarul simbolizează ieslea din Betleem. Unele proscomediare au o poliță sau câteva din partea de desubt. Aici sunt păstrate sfintele vase, potirul și discosul. Tot aici se păstrează lingurița pentru împărtășire, copia, steluța și pocrovețele. Spre deosebire de prestol, proscomediarul nu se sfințește și are un singur veșmânt, inditionul. Dicționar creștin ortodox.